Acoperișurile degradate ale imobilelor situate în nordul orașului Aninoasa au devenit un pericol pentru cetățeni. Drept urmare, administrația publică locală a dispus înlocuirea acestora cu altele noi. Deși demersurile au început în luna decembrie anului trecut, starea meteorologică a împiedicat realizarea lucrărilor, iar activitatea muncitorilor este vizibilă abia acum. Am început de la sfârșitul lui decembrie, dar cu proiectantul, cu experții, până au ajuns la concluzia care e soluția cea mai bună pentru reparația acestor acoperișuri. Avem în partea de nord 7 imobile care au un anumit tip de lucrări pe structură metalică, pentru că fundațiile sunt din piatră și nu rezistă altfel. Și avem pe strada Libertății mai jos încă 3 imobile care s-au adoptat altfel de mod de lucru, cu ranforțarea pereților, grinzi de beton, pentru că trebuia să schimbăm magistrala de gaz, nu puteam să punem stâlpii metalici pe magistrala de gaz. Și până schimbam magistrala, picau acoperișurile. Și așa, expertul a dat pentru cele 3 alte soluții cu grinzi de beton. Mă bucur că timpul permite să se lucreze la aceste acoperișuri și eu zic că în 2 luni de zile să le dăm gata, să obținem alți bani și să continuăm și cu celelalte, că încă mai sunt. Deocamdată n-am avut decât pentru 10 imobile. Finanțarea acestei investiții a fost realizată din Fondul de Rezervă al Guvernului României.